Securistul i-a pus pistolul pe masă ca să-l sperie și părintele nu s-a speriat. Și atunci securistul i-a zis: părinte, dacă nu vrei să se aleagă praful de credincioși, să sufere credincioșii, trebuie să te duci să te operezi. L-au pus să facă o operație, în urma care a murit. După operație a venit doctorul în salon și l-a întrebat: n-ai murit încă? Ori dați-vă seama, un doctor după ce te operează vrea să știe că trăiești, vrea să știe că ți-e bine, nu intră la tine în salon și te întreabă: n-ai murit încă? Înainte să moară, părintele Ilarion Argatu, de care unii poate ați auzit, a văzut o cunună luminoasă în jurul capului părintelui sârbu și credea că lumina este de la soare. Și părintele Argatu tot încerca să netezească perna și își dădea seama că degeaba netezește, că oricum nu se întâmpla nimic. Lumina tot la fel de puternic se vedea. De ce? Pentru că era, cum a și zis părintele Argatu, cunună de martir. Era cununa unui om care l-a mărturisit pe Hristos toată viața lui și chiar dădea mărturie despre acest fapt spunând: eu vreau să-L mărturisesc pe Hristos până mor. Nu s-a temut. La un moment dat, în timpul anchetelor, l-au schingiuit foarte puternic și el a zis așa: puteți să mă chinuiți cât vreți, dar nu mă lepăd de Hristos. I-au smuls barba, l-au ars cu fierul roșu la tălpi, l-au chinuit în fel și chip, dar părintele nu s-a lăsat. Pe mine m-a impresionat în mod deosebit cum părintele sârbu a fost călăuzit de Dumnezeu și povățuit și sprijinit în chip minunat. La un moment dat a venit o ucenică de-a lui din Bucureștii Noi, din zona Dămăroia, până în zona Unirii. Cei care au fost în București știți că Unirii e aproape de centru, kilometru zero e lângă universitate. E bine, o femeie a fost călăuzită de înger în chip minunat, dintr-o margine a Bucureștiului, să ia tramvaiul 20 și să ajungă până la Biserica Părintelui. Când a mers femeia pe drumul din vis, cum o călăuzise îngerul, l-a văzut pe părintele și părintele i-a spus pe nume: ai venit, cocuțo, credeam că Dumnezeu să-mi trimită un bărbat. Dar o să fac treabă și cu tine. Și femeia a rămas uimită că părintele, care o vedea prima dată în viața ei, îi știa și numele. Părintele a făcut multe, multe minuni. A primit darul Dumnezeu pentru suferințele îndurate și de asta parohia Sapienței a fost o parohie ieșită din comun. Și pentru că fiind în zona Unirii, lângă Casa Poporului, la 3 minute de Casa Poporului, dacă te grăbești, cred că nu faci nici 3 minute, era o zonă cu blocuri pline de securiști. Mărturiseau creștinii care veneau la slujbele părintelui că se temeau de predicile curajoase ale părintelui sârbu, care, deși fusese închis, vorbea fără frică împotriva fiarei roșii. Dumnezeu i-a și dat foarte multe harisme părintelui sârbu, una din ele fiind și darul lui de a vindeca rănile sufletește-le oamenilor. Am vorbit aseară în sala de conferință despre faptul că părintele Calciu a fost torționar la Pitești, era mâna dreaptă a lui Țurcanu. E bine, părintele Calciu a rămas toată viața lui marcat de perioada de cădere din închisoarea Pitești, chiar dacă n-a vorbit în detaliu despre ea foarte mult, mărturisea doar că a fost poreclit îngerul cu zucul ochi albaștri, dar detalii nu prea voia să dea și la un moment dat chiar mi-a spus un alt deținut care făcuse mulți ani în închisoare, în clipa în care a ajuns în America să țină conferințe, părintele Calciu l-a rugat: nu cumva să pomenești despre perioada mea de cădere din Pitești. Ei bine, rămăsese părintele Calciu cu foarte multe răni sufletești. Perioada de detenție îl marcase, perioada își lăsase amprenta asupra sufletului lui și în clipa în care a ajuns la Viișoara să-l cunoască pe părintele sârbu la deportarea din Bărăgan, a auzit ce frumos mărturisește părintele Calciu, întâlnirea cu părintele sârbu. Am stat cu părintele sârbu câteva zile. Erau multe pustiite până când mi s-a repartizat o casă. Erau multe pustiite după plecarea exilaților. Și zice așa: după câteva zile, trăind cu părintele, rănile mele începeau să se vindece. Ciudat, el nu ținea predici.
Nu mă îndemna să mă rog, nu se arăta niciun fel a fi bigot, dar inima mea era în sărbătoare cu el. Știți, cam acesta este criteriul simplu, după care deosebești dacă ești lângă un creștin sau nu. Creștinii adevărați trăiesc bucurie adevărată. Spunea un părinte de la Muntele Atos, părintele Emilian Simonopetritul, omul care nu cunoaște bucuria, creștinul care nu cunoaște bucuria, nu are nici măcar pocăința adevărată. Adică dacă vedeți creștini posomorâți, care tot încearcă să te convingă de nevoința lor și de asceza lor, creștinii aceia nu trăiesc cum trebuie. Creștinul adevărat are Duhul Sărbătorii în el, așa cum îl avea părintele Constantin Sârbu.